Azra o găsește pe amanta soțului ei, tablou de familie, episodul 5. Scandalul, camera ascunsă, a zguduit profund pe toată lumea. Sergen neagă că i-ar fi fost infidel lui Azra și spune că a intrat doar o dată pe acel site, și apoi și-a șters contul. El îi dă toate parolele conturilor lui ca să o convingă că nu îi ascunde nimic. În timp ce se confruntă cu durerea de a se regăsi, într-una dintre situațiile cu care s-au confruntat de ani de zile clientele ei, Azra pornește pe urmele secretelor soțului ei. Clienta ei, Sureia, o ajută să asculte mesajele vocale de pe telefonul lui. Sanem vrea să-i spună surorii ei că soțul ei a sărutat-o, dar nu găsește momentul potrivit. Pe lângă durerea trădării, Azra se confruntă și cu umilință când toți colegii și cunoscuții ei vorbesc despre asta. În plus, deși nu vrea să fie aproape de Ildirim, într-un moment în care este atât de sensibilă și vulnerabilă, fiindcă el o avertizase în privința lui Sergen, este inevitabil ca între cei doi să apară unele confruntări despre trecutul lor. Cu ani în urmă, în ziua nunții ei, Ildirim a convins-o să fugă împreună, dar ea nu a mai apărut la locul întâlnirii. Ildirim s-a întrebat în tot acest timp de ce s-a răzgândit, dar ea nu-i dă un răspuns nici acum. Alpai îi face o ofertă de nerefuzat lui Songul pentru a divorța de comun acord, însă ea este sigură că el îi mai ascunde ceva și vrea să meargă mai departe cu cercetările, ceea ce îl sperie și îl înfurie pe Alpai. Sanem află că Colpan i-a trimis bani lui Faruc în toți acești ani. Ea este cel mai mare sprijin al lui Colpan și o încurajează că vor salva firma de la faliment. Faruc îi spune lui Colpan că s-a întors să se împace cu fiicele lor pentru că este pe moarte. La finalul episodului, Jale, iubita lui Sergen, se întoarce în oraș. Ea îi trimite bărbatului un mesaj vocal, în care îi spune că îl așteaptă la hotel. Azra ascultă mesajul și merge acolo. Sergen este șocat când Azra îi deschide ușa camerei de hotel, în care era așteptat de iubita lui.